În Tomis Nord, mai precis în cartierul Badea Cărțean, lângă stadion, gunoaiele zac peste tot în plină pandemie. Peisajul este unul dezolant. Locul în care înainte oamenii aveau amenajate grădini și barăci în care își depozitau lucrurile, acum arată ca după război. Priveliște dezolant în cartierul Tomis Nord din Constanța. Mormane de gunoaie zac aici împrăștiate, fără ca nimeni să facă ceva în acest sens. Găsim aici de la peturi de orice fel, ambalaje, sticle, dar și obiecte mai mari precum canapele, saltele, mese și chiar o valiză plină cu cărți. Locuitorii cartierului sunt indignați de această situație de miros și de gunoaiele care stau aruncate peste tot. A fost grădină aici, acum face, o să facă frumos, o să facă ceva aici. A fost și timpul ăsta urât, dar o să facă. A fost, aici a fost lucruri. Eu când ne-am mutat noi aici cu 40 ceva de erau frumusețe aici pe stadion. Da, acum s-a dus tot. Da. Aici au fost niște grădinițe ale unor locatari din vecinătate. Și, mă rog, era un fel de clubulețe mici. Acum, dacă se construiește sala Ceano, probabil complexul respectiv sportiv se va mări și încoace. Asta este bănuială, nu... Teroare! Nu, deci non comment! Reporterii Toto TV au încercat să contacteze autoritățile locale pentru a primi explicații și pentru a afla când va fi igienizată zona. Horia Constantinescu, șeful Direcției de Servicii Publice din Primăria Constanța, i-a îndrumat către Consiliul Județean Constanța. Vicepreședintele instituției, Stelian Gima, a declarat că stadionul nu se află în administrarea Consiliului Județean și că ar trebui să luăm legătura cu Consiliul Local. În momentul de față, autoritățile locale și cele județene fac ping-pong cu situația în care se află stadionul Badea Cărțean.